Restauratorul Dorin Dănilă, proiectantul lucrării de la Poarta Sărutului, a emis un comunicat de presă prin care își reia afirmațiile legate de spălarea monumentului. Împroșcarea cu noroi a mea este un evident caz tipic de reducere la tăcere a unui om care dezvăluie incorectitudini privind tratamentul unei opere de artă. Nu știu pe cine am deranjat, cine este în spatele acțiunilor de spălare cu pompa a unei opere și de ce nu se spune. Afirmațiile mele au fost distorsionate și critica mea privea cum era evident spălarea cu pompa sub presiune a unei opere de valoare universală executată în iunie 2013 de către altă firmă. Imposibilitatea să-mi exercit dreptul legal de proiectant la recepție prin lipsa documentelor și accesul la partea superioară a porții sărutului, precum și anumite aspecte legale privind modalitatea de modificare a unor cantități și lucrări din proiect fără știrea mea, au dus și acestea la refuzul de a semna recepția, dar evident sunt două lucruri separate. În comunicatul trimis se mai specifică faptul că monumentul a fost spălat cu pompa de apă. Există o confuzie între cele două tipuri de intervenție. Intervenția din luna iulie, spălare cu pompa cu presiune, care a creat daune monumentului și care nu a fost proiectată de mine, și proiectul meu, avizat de Ministerul Culturii după aproximativ un an și jumătate de studii, cercetări și recomandări ale Comisiei de Componente Artistice cu analize științifice făcute de cei mai importanți experți în domeniu de la Catedrele de Geologie și Chimie de la UBB. Cele două intervenții au avut executanți diferiți. Spălarea cu apă a avut loc în timpul intervenției din iulie. Acesta argumentează de asemenea prin comunicatul de presă de ce nu a dorit să semneze recepția lucrărilor de restaurare de la Poarta Sărutului. Refuzul meu de a semna procesul verbal de recepție a lucrărilor a fost legat de o serie întreagă de probleme pe care le-am constatat în relația proiectant-executant-diriginte de șantier. Această relație practic nu a existat pe parcursul lucrărilor, întrucât nu am fost convocat conform legii la începerea și derularea acestei lucrări. Se mai arată în comunicat.